întrebări. Sigur, sunt foarte multe. De la sfârșitul zilei a șasea, după ce Dumnezeu creează toate, Sfânta Scriptură ne spune că și-a văzut Dumnezeu că toate sunt bune foarte. Cum erau toate bune foarte dacă exista demoni deja? Dar mai bine spuneai și mi-ai spus mie la ușă. Bun. Haideți să vă spun acum ce am spus mie la ușă. Asta e altă taina rolului. Altă taina rolului, da, într-adevăr. Și apoi să spun încă. Bine. Viața este însuși binele. Și ca un paradox, așa, în limba engleză, viața este life. Iar dacă pui cuvântul în oglindă, life este evil, rău. Și răul este tocmai această abatere de la tot ceea ce înseamnă viață. O abatere voită prin libera noastră, prin liberul nostru arbitru. E acest paradox în limba engleză, evil cu life. Și da, mi s-a părut interesant. Adică e în contrar, înțelegeți? Contrarul mersului firesc al vieții este evil, adică rău. Privitor la întrebarea ta, cum erau făcute toate bune foarte, din moment ce demonii deja erau. De altfel, de aceea am și început cu acea parabolă, pentru că prima despărțire a luminii de întuneric, noi știm că s-a făcut în ziua a patra, în zilele creației. Dar prima despărțire a fost în lumea îngerească, atunci când lumina n-a vrut să mai fie lumină, ci s-a transformat în întuneric. Esența luminii. Da. Constatarea pe care o face Moise în Cartea Afacerii, erau lucrurile bune foarte, nu este una în modul în care o facem noi. Sau poate o analogie se poate face. Însă, constatarea lui Dumnezeu era aceea că orice era, prindea ființă în creație, orice nou etaj al creației, Dumnezeu îl contempla în finalitatea Lui. Adică Dumnezeu vedea că toate vor ajunge la asemănare, de la chip la asemănare. Pe ce cale? Am văzut și știm cu toții acum. Atunci nu se știa. Calea pe care a făcut Dumnezeu a fost ca toată creația cu noi în brațe și cu toate lucrurile să urce încet, 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 încet de Dumnezeu. Și atunci era un punct al întâlnirii, cum spunea și textul, chiar dacă omul nu credea, Dumnezeu tot se întruba. Ei, deci această constatare că erau bune foarte, Dumnezeu le vedea pe toate în finalitatea lor. Adică cum El, apoi pe altă cale, le-a făcut prin întrupare. Nu? Pentru că ziua a șaptea nu s-a încheiat așa cum s-a încheiat tot canonul creației. Canonul creației s-a încheiat în ziua a șasea. Ziua a șaptea era deschisă și ea s-a încheiat. Dar știți când s-a încheiat? În Sâmbăta Mare. În Sâmbăta Mare. Atunci s-a încheiat ziua a șaptea și un text din Sâmbăta Mare chiar spune așa la stihoarna de la vecernia scoaterii Sfântului Epitaf. Acolo spune că așezarea lui Hristos în mormânt, punerea lui Hristos în mormânt, este momentul în care Dumnezeu s-a odihnit de toate locurile sale. Adică săvârșitul s-a, împlinitul s-a. Abia cu așezarea lui Hristos în mormânt să încheie cuvintele toate sunt bune foarte. Sau cum spune Evanghelistul Ioan, iată, vezi, mamă, că noi le fac pe toate, atunci când mergea spre crucea în spate, nu plângeți, fiice ale Ierusalimului, nu pe mine mă plângeți, ci pe voi și pe copiii voștri. De ce? Pentru că sângele pe care eu mi-o dau acum este spre viața voastră, nu-i spre necazul vostru, spre viața voastră. Vreau să-l pun. Puterea am să-l păstrez, dar eu vreau să-l dăruiesc. Vreau să-l pun pe tu. Deci cu așezarea mă urmă, cum spune Părintele,
s-a împlinit ziua a șaptea. Adică pe o altă cale decât cea inițială a oricării către o odihnă a creației, prin Hristos creația toată a urcat în odihna la care Dumnezeu voia să urce. Vreau să dau și un răspuns posibil la întrebarea lui Adrian. În sensul că Dumnezeu nu i-a făcut demon, ci a devenit demon prin alegerea lor. Clar. Deci le-a făcut bune. Clar. Dar prin alegerea lor au ales o altă cale. Și apoi creația n-a început cu cea sensibilă. Ea să continua. Chiar dacă unii au căzut în cer, ea și-a continuat firesc. Bună! Căderea în cerul nu l-a oprit pe Dumnezeu să coboare, să desfacă cartea divină și să continue creația. Ideea care e că Dumnezeu mereu vede lucrurile de la A la Z. Noi vedem și viața noastră pe o perioadă mică, câteva zile, o lună, un an, că nu poți să vezi mai mult, dar Dumnezeu vede mereu de când te-ai născut până când ajungi la finalitate. El vede tot filmul întreg, mereu, și filmul creației, și filmul vieții noastre, și filmul fiecărui suflet, dar Dumnezeu nu există probleme de genul ăsta. Adică, de asta a spus că sunt bune foarte, că El a văzut și unde o să ajungă, pentru că El are putere să le ducă acolo. Vreau să deschidem o problemă pe care sigur ați sesizat-o și e foarte interesantă. Eu chiar astăzi am auzit la părintele, într-o conferință a părintelui Rabai Noica, care zicea așa, că nici soarta lui Iuda nu e pecetuită. Adică nu e 100% sigur că el va rămâne în iad veșnic. Pentru că e persoană și mișcările sufletului lui, până la urmă, îl pot duce la pocăință. Și acum problema se pune așa. Și sunt sigur că e un subiect foarte interesant. Se pune accentul foarte mult pe partea asta de îndreptarea vieții până la moarte. Și știm că odată ce om a murit, în iad nu mai poate face mare lucru. Cum e asta, Gărbi? Mai există pocăință și în iad? Mai pot oamenii să aibă gânduri de pocăință și în iad? Se le pară rău, dar să spunem că au avut păcate mari, de moarte. Au murit, au ajuns în iad. Cu calma ai deschis? Gheorghe, deci dacă ai să pun de la Părintele Maica, înseamnă că vine de la Părintele Sofronie Saharov și de la Sfântul Silvan al Părintelui. Deci e nimic bun. Stai de știre. Păi nu, până la urmă unde. Nu se încheie totul, pentru că altfel de ce mai facem rugăciuni pentru cei care trăie din viața aceasta? Biserica, cultul bisericii este plin și însăilat, dar nu există rugăciune aproape fără ca noi să pomenim pe cei plecați dintre noi. Fie la liturghie, fie la orice slujbă, sunt amintiți cei plecați dintre noi, pentru că biserica nu este doar a noastră, a celor care suntem încă purtători de trupuri. Și biserica este a lui Dumnezeu cu omul în îmbrățișare definitivă, să spunem așa. În urmare, acolo unde este viață, acolo unde este viață și unde este libertate, și a spus Claudiu despre persoană, fie înger, fie om, e posibilă întoarcerea în orice clipă. Dumnezeu chiar pe diavol îl vrea, nu pe Iuda, chiar și pe diavol și pe Lucifer îl vrea, pentru că ce părinte nu-și vrea copilul înapoi? Ce părinte nu-și dorește, pentru că Lucifer, cu toată negreala lui, cu toată răutatea lui, e un copil răsfățat. Este foarte răsfățat și vrea neapărat să stea în iad. Ce vine în minte și avea o idee, mi-a venit acum, este că în toate manifestările acestea de care vă vorbeam, a celui rău, în ultimul timp acum, a văzut diavolul, a constatat că nu poate lupta cu Dumnezeu. Așa cum și-a propus el. Pentru că spun părinții toți, că toată energia demonului, toată lupta lui, toată ispitirea lui, cel rău, este să-i demonstreze lui Dumnezeu că ființa aceasta pe care el o iubește atât de mult pe om și din care s-a întrupat,
va păcătui și nu va sta lângă el. Asta e marele deziderat al vieții celui rău. Marea demonstrație. Mare demonstrație. Pe arenă umană se arată el lui Dumnezeu că acest om n-a făcut bine că s-a întrupat din el. N-a făcut bine că l-a iubit atât de mult. Cum a fost cu Iov, nu? Cum a fost cu Iov. Și acum a văzut că nu-i merge, nu-i iesă. Și atunci, bine, Doamne, ai dreptate. Am văzut, i-am dus până la rând cu iadul, i-am dus la toate pe unde am putut, mi-au scăpat toți printre degete. Nu pot să-i țin. Însă, să spune că diavolul vrea acum altceva. Să recunoască Dumnezeu în împărăția lui. Doamne, n-am treabă cu tine, tu cu aleșii tăi, cu împărăția ta, cu îngerii buni și cu toți oamenii buni, în împărăția voastră, lasă-mă și pe mine în împărăția mea. Ce înseamnă asta? Deci să-i legitimeze Dumnezeu o împărăție a celui rău. Și se pare că are izbândă, Domnule. Încet, încet, schimonosește creația atât de tare, încât vrea să, Doamne, nu mai are nimic Dumnezeu, spunea, lasă-mi o mie. Ia ce al tău, n-am nimic cu el, ia ce al tău, dar lasă-mi partea aceasta mie. Și așa a apărut dialectica. Și așa a apărut dialectica. Ceea ce înseamnă că, dacă vreți, o parabolă și aceasta, că va fi și un anticrist. Va fi și cineva care vrea să face tot posibilul să se prezinte ca Dumnezeu, însă schimonosind toate lor Dumnezeu. Și legitimarea aceasta nu poate veni, ontologic vorbind, ființial vorbind. Nu se poate, pentru că Dumnezeu nu e autorul răului. Dar de ce vrea diavolul această legitimare? Pentru că când nu are legitimare, el însuși se chinuie. Ci îl chinuie, chemarea adâncă a lui Dumnezeu să se întoarcă la el. Și atunci el vrea să nu mai zgândări nimic, ci pur și simplu să aibă el acolo conștiința băgată că nu mai are treabă cu Dumnezeu. Legitimarea aceasta ar însemna că Dumnezeu să fie autorul răului, ceea ce practic este imposibil. Pentru că răul, de fapt, oricât de adânc ar fi el, nu poate anula niciodată binele. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune, răul atinge doar toposul lucrurilor, nu logosul lor. În traducere, înseamnă că mișcarea omului către Dumnezeu este viciată, dar nu ființa bună a lui. Oricât rău ar face el, binele rămâne. Ce înseamnă că binele rămâne? Înseamnă că oricât s-ar strădui omul să se anuleze prin rău, nu poate să-și anuleze rațiunea care a stat la baza ivirii lui în viață. Înțelegeți ce vreau să spun? Adică, eu am o rațiune pentru care am fost tras din neam. E rațiunea aceea, eu nu pot schimba, indiferent, pot să mă chinui, să mă lupt toată viața, nu mai vreau să fac. Nu pot să-mi anulez ființa bună, aceea prin care Dumnezeu m-a tras din neființă. Și altfel, îmi creez, dacă vreți, un gol, un fel de zero, așa. Adică, marginile zeroului este ființa mea care nu va dispărea, dar ea se creează un gol în care cad mereu. Înțelegeți? Și o cădere nelimitată și aceasta, dacă eu nu mă opresc la un moment dat, dar de desființat, nu mă pot desființa niciodată. Iar privitor la faptul că se poate întoarce omul din orice situație, din orice stare a iadului, omul se poate întoarce, dacă vreți, este o rugăciune bisericii și apoi este ceea ce am și spus deja. Există o evanghelie, de exemplu, în care, dacă vreți, poate aveați în gând să mă întrebați cineva, știți bogatul nemilosiv și săracul Lazar. Tomas, te vreau să întreb care, cum se potrivesc astea două. Spune evanghelia că nu se poate, zice, de, e o prăpastie adâncă, dintr-o parte în alta nu se poate trece. Dacă ar fi lucrurile ad literam, ca în textul evangheliei, atunci nu ar trebui să ne oprim de la rugăciunile pentru cei adormiți. Nu se mai poate trece într-o parte în alta. Numai că știm cu toții că acea parabolă este scrisă într-un context ebraic, vechi testamentar. Peretele acel, prăpastia aceasta, sau după Sfântul Pavel,
Peretele din mijloc al despărțitului îl numește Pavel, un perete care desparte pe realitatea de altă. A fost sfârmat, spune Sfântul Pavel. A fost nimicit peretele din mijloc al despărțitului. Păi cum a fost nimicit? Păi toți cât stăteau în natura și în umbra morții și erau despărțiți de rai, Hristos a coborât și cu Adam și Eva din mână, haideți după mine toți câți vreți. Și toți cât s-au dus. Cine n-a vrut? A rămas mai departe. Mai așteaptă puțin. Dar coborârea lui Hristos la ea, spuneam, să face în fiecare liturghie. De aceea cea mai bună pomenire a celor răposați este dumnezeiască liturghie. E un circuit nesfârșit al dragostei. Eu mă fac prescure în liturghie. Prin ce? Prin gândul tainic al pomenirii celor dragi ai mei, dar trecuți la cine veșnice, eu mă fac prescure, mă frământ în gânduri, adică, înțelegeți? Și mi-i aduc în liturghie și pomenesc și vin la liturghie cu ei, cu toți, în inima și în sufletul meu. Și mă rog pentru ei și mă ajută și textul liturghiei când pomenește pentru și pentru ce reposați. Și eu mi-i pomenesc și îi aduc în inima mea la liturghie și când omul se comunică la liturghie, cu el și cu dragostea lui, Hristos coboară în iad. Și coboară în iad la fiecare liturghie. Pentru că fiecare liturghie este înviere. Și fiecare înviere, ce-a făcut Hristos la înviere? A coborât la iad. Deci, de câte ori să săvârșim învierea și rezumatul învierei este liturghie, de câte ori să săvârșim liturghia, cu alte cuvinte, să face ceea să face noaptea de Paște. Hristos coboară la iad. Și mai întreabă, care intri? Care mai vrei? Ca să spunem așa, înțelegeți? Deci o invitație permanență. Acum am creat iarăși o povestioară, o parabolă a modului în care știe Dumnezeu mai bine cum să se lege de fiecare, cum să întâmpine pe fiecare, cum să-l aștepte și cum să-l chemă pe fiecare. Și știți atâtea, am partenerit cu firul de ceapă întins, cu pâinea uscată dată de pomană, fel de fel de... Adică cum, pentru o ceapă dată de pomană te rege în iad? Dar de ce nu? Dacă Dumnezeu vrea așa, de ce nu? Știți cum parabola? Da. A căutat în viața unui suflet, căutau îngeri toți, i-au trimis în natura, în toate părțile omului, căutați o faptă bună pentru ăsta. Orice, nimic, Doamne, dar nimic. Mai căutați, nu se poate să mergeți unul. Și-a găsit o ceapă odată de pomană, aruncată la unul. Și și-a luat ceapă odată. Ce dați în ceapă? Doamne că firul acesta de ceapă se ridică. S-ar putea să fie în unul din variante și altfel. E sfumat. Și s-a apucat sufletul de coadă de ceapă și îngerul treceau din ea. Și s-a ridicat. Și urmă să mă văză că se ridică sufletul din ea, s-au agățat picioarele lui. Mai mult, să ridice și ei. Și el a început să dea cu picioarele. Eu, e ceapa mea! Și atunci când din picioare și s-a luat și ceapa s-a dus iar toți în ea. Și atunci el disperat, vedeți, Doamne, nu mă gândi pentru că ăștia nu mă lasă. Zice, ce ți este ție suflete? De dacă pe un fric de ceapă, vreau să trag tot iadul la mine. De ce n-ai fost de acolo cu asta? Dacă eu puteam pe un fric de ceapă să trag odată cu tine tot iadul la mine, de ce n-ai vrut? Și a rămas mai departe să se gândească. Trebuie să facem niște precizări. De exemplu, odată... Da, eu am precizări. Nu, că să nu se înțeleagă greșit. Odată cu povărea Mântuitorului la iad, deci până la întruparea Mântuitorului, toți cei care mureau în Vechiul Testament se duceau în iad, chiar dacă aveau fapte bune. Corect? Apoi, odată cu povărea Mântuitorului la iad, el îi ia pe cei care și-au dorit. Dar nu în sensul că cei care au avut și o viață deschisă spre Dumnezeu. Adică nu putem spune că i-ar ridica pe toți. Putem spune că i-ar lua pe toți din iad, pe cei din Vechiul Testament? Habar nu avem. Este o carte scrisă, se numește Pogorârea la iad a Mântuitorului Hristos. Sau se cheamă Învierea lui Hristos sau Pogorârea la iad. Este scrisă de Ilarion Alfaev. Este un episcop care trăiește în diaspora, în Anglia, și a scos toate textele canonice și necanonice pe baza cărora s-a
făcut, s-a stabilit această teologie a pogorârii lui Dumnezeu la ea. Și unii din părinți spun că s-au ridicat toți. Eu am greu, spun că toți s-au ridicat. Alți părinți spun că doar cei drepți s-au ridicat. Deci sunt mai multe astfel de cei care au nădăjduit, cei care s-au întors cu fața către Dumnezeu. Și în orice caz, către, cu cât se apropie de noi veacurile, majoritatea părinților au mers către ideea aceasta că au rămas în ea doar cei care au avut. Pentru că diavolul a avut să rămână iad. Și este în ea. Și este în ea. Dar ceea ce s-a întâmplat la Hristos este altceva. Laturile, mijlocul și spațiul iadului s-a schimbat. De la pogorârea lui Hristos la iad, iadul s-a mișcat, s-a mutat în mijlocul raiului. E un paradox, nu? Nu e al meu. Nu eu zic acest paradox. Sfântul Isaac Sirul, teologul iubirii nebunii al lui Dumnezeu față de om, el spune cuvântul acesta. Păcătoșii în iad stau în mijlocul vieților. Iertați-mă. Puteți să localizați unde vreți iadul. Puteți să-l duceți la marginea Universului. Sau cum au făcut rușii să-l compogăți în adâncul și în inima Pământului. Că au auzit ei acolo cu aparate că sunt morți acolo. Indiferent unde localizați. Mai mare iad ca acela de a sta în mijlocul vieților și tu să nu te poți bucura cu ei, eu n-am găsit. Mai mare posibilitate de a identifica iadul ca această expresie a Sfântului Isaac Sirul, n-am găsit. Păcătoșii în iad stau în inima, sau în inima vieților, în mijlocul vieților, pardon. Ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta? Tu vrei în continuare să stai acolo? Și Dumnezeu iarăși spune, de-aia vă spuneam să-l chinui celor rău și toți asemenea lui. Am mai creat o parabolă pentru seminariștii mei, pentru dumneavoastră s-ar putea să fie puierilă, dar vă zic. Zic, mă, știți cum e? Dar cum am creat-o? Am fost la un Sfânt Maslu. Bunătere. Făceam Sfântul Maslu, unui bolnav care urma să se sfârșească și s-a sfârșit din cauza că a fumat foarte mult. Și-a distrus plămâni. A fost trimis acasă din spital și noi făceam Sfântul Maslu la invitația celor dragi. Iarăși, ce dragi. Paradoxul care m-a izbit atunci a fost că era îmbrăcat în niște pijamale, la buzunarul de la pijamale era un pachet de țigări. Și m-a izbit atât de tare această imagine, zic, măi, deci, el știa de ce moare. El știa, dar măcar înainte, eu, Doamne, stai puțin. Stai puțin să mai... Înțelegeți, creez un paradis, înțelegeți lucrul. Cea care a fost întrebarea mea? Ce se întâmplă cu sufletul ăsta când și-a dat lucru? Știți ce se întâmplă? Chiar când îi pune în mijlocul raiului, el spune, ce faci, măi, Constantin, de când ai fost? Vreau să mai văd. Nu, mă tem că omul care își pune toate puterile sufletești, numai pe materie, numai pe ceea ce te omoară, înțelegeți? Când definitiv noi murim din cauza noastră. Ce mâncăm? Cum dormim? Cum ne îngrijim? Noi murim din cauza noastră. Ne omoară. Toate ale lumii, dulceața lumii ne omoară. Înțelegeți? Sub toate formele ei. Dacă eu mă mișc cu toată energia mea, numai în aceste lucruri, și apoi mă mut dincolo, cum va fi? În ce voi mișca eu energia către Dumnezeu când toate lucrurile materiale nu voi mai fi? Nu știu dacă ați înțeles. Deci, pe scurt, aceasta a fost paradoxul meu. Merge în fața lui Dumnezeu, în brațele lui Dumnezeu și el, ca un răzgâit, o să zică, dar eu vreau o țigară. Dar eu vreau să mănânc mâncarea aia care știi tu. De-aia biserica pedagogică învață. Lăsați-vă, nu e nici de priot. Faceți exercițiu învierii, perioada triodului. Este exercițiu al învierii, să știm să înviem. Fraților, dacă nu știm să înviem, nu înviem. Înțelegeți? Adică nu că nu trecem în veșnicie. Trecem în veșnicie, dar trecem într-o amorțeală.
care nu se poate bucura de numai de tot ceea ce este în veșnicie. Și ce este în veșnicie? Dumnezeu în brațe cu toți. Și cum te bucuri tu dacă n-ai învățat, n-ai făcut exercițiul acesta? Ci tu te-ai lipit numai de materie. Și tu vei căuta în toate laturile raiului, vei căuta singurul lucru care te bucura. Că îi spui țigară, că îi spui pâine, că îi spui băutură, spune cum vrei. Îl vei căuta pe acela. Și acela nu va fi. Înțelegeți? Să satisfacă propria ta poftă. Uitați-mă, nu cred că, dacă v-am ajutat cumva să înțelegeți, numai așa este cumplit iadul în mijlocul dreptului. Altă parabolă care am creat o pe Samuel aici a fost așa. Dacă luați într-o zi de duminică pe un om obișnuit ca în timpul liturghiei el să meargă într-o cărciumă. Luați-l din cărciumă și puneți-l în mijlocul liturghiei. Puneți-l la slujbă. Cât credeți că rezistă? Îi dați un minut? Să spunem că se nu poate sta. Ce e liturghie? Cântă cineva. Cea mai frumoasă liturghie de să vă și pe pământ. Acolo o să vă duceți. Ați creat pentru el iadul, pe loc. În mijlocul binelui ați creat pentru el iadul. El nu vrea acolo. Și el are șansă că poate pleca. Înțelegeți? Să poate duce înapoi de unde l-ai adus. Și spune, băi, nu-i pentru mine, mă duc în continuare acolo. Dar, dacă e să extrapolăm lucrurile, le putem înțelege așa. Ne ia din barul lumii și ne duce în liturghia cerească. Ce face acolo suflete? Poate are o revelație. Doamne, lasă-mă înapoi. Da, e posibil și asta. E posibil și asta și aici să leagă de ce a spus Claudiu. Eu cred până la capăt în, nu zic instinct, în puterea omului de a merge către bine. În mod natural, noi alegem ceea ce e mai bine pentru noi. Când ne e rău, fugim de el. Chiar bunul Dumnezeu ca instinctul acesta, puterea aceasta creată Dumnezeu în noi, să rămâne și atunci. Către, în mod natural, către bine. S-ar putea Dumnezeu să ne întrebe, ce faci? Și vei vedea realitatea aceea și vei spune, eu, Doamne, sunt terminat, n-am nicio... Mă, spune de când te aștept? Nu vrei? Doamne, dar eu nu pot, nu mă... Dar nu vrei? Uite, îți dispus, va spune Dumnezeu, îți dispus să iert tot, să nu-mi aduc aminte de dacă tu vrei să vii cu mine. Nu e posibil să mă întrebi Dumnezeu așa? Numai dacă e Dumnezeu, va întreba. Este Dumnezeu. Și El știe Dumnezeu cum să întrebi pe fiecare. De aceea, e o mare nădejde care ne-o pune înainte biserica. Și această nădejde este cât avem zile pe pământ și după asta. Posibil. Și care ar fi primul pas de făcut? De la rău spre bine. Dacă am pus situația lui, ne-am identificat cu Iuda. Care ar fi primul pas? Ca să ne putem în pace. Nu poți să dai o răspuns. Da. Alegi. Simplu. Să alegi să fii curat. Să alegi un țel curat. Și spune ceva, vreau spune așa. Și te identifici în mizeria aia. Crezi că ai avea puterea să faci alegeri? Care ar fi primul pas care să te aducă spre alegeri? Spre alegerea aceea să alegi. Primul pas. Este alegere. Să vrei să schimbi. În primul rând este să conștientizezi starea în care ești. Cred că asta e alegerea. Uite, cum a spus. Să recunoști ceea ce ești. Ăsta sunt, Doamne, primește-mă așa cum sunt. Cred că și Iuda și-a dat seama ce-a fost, nu? Și tot exact și-a ales. Deci a conștientizat ce-a făcut. Dar a zis, spune Evanghelia. A aruncat bani și a zis, am greșit. Am greșit vânzând sânge de vinovat. Și nu o să-i primul pas. A crezut că nu mai întoarcere de acolo. Da. Dar până să ajungă să conștientizeze că a greșit, a fost condus de cineva, adică a fost menținut de cineva spre cel rău? Adică... Influența celor rău. Influența celor rău, exact. Și ca o completare, o altă întrebare, de ce alege un rău într-un final? Că el e înclinat spre bine. Eu sunt răzat la asta. Ce adică prea multe întrebări, deci să lăsăm să răspundă la întrebările care le-au fost puse și după aia. Că așa, dacă... Îți păstrez răspunsul și... În ordine.
Sunt două dispere care se întâlnesc. Un disperat pașnic, răbdător, fără, care are bătaie lungă, ăla e Dumnezeu. E disperat pentru că le vrea. Dar zice, nu-i nimic, eu aștept. Când vei vrea tu, unde vei vrea tu? Păi nu mai am timp în viață, nu-i nimic. Aștept după aceea. Înțelegi? Și un disperat, disperator, na. Pot să trăiesc, nu cred că e potrivit pomânește, dar diavolul e disperat să facă ceva cu sufletul nostru. De aceea vrea să te aducă din păcat în păcat, din păcat în păcat, din patimă în patimă, în cercul vicios de care vorbește Sfântul Maxim Mărturisitorul, cel al plăcerii și al durerii. Știți acest cerc, nu? Spune este un... Orice plăcere are o durere. Dumnezeu în adins a legat plăcerea de durere. Și toți, când ne îndeplinim o plăcere, simțim în urma ei o durere. Fie și aceea că n-a fost cine am așteptat să fie. Înțelegeți? Durerea pe care o simțim după ce am îndeplinit plăcerea, ori o trăim și scăpăm de ea, ori fugim imediat către o nouă plăcere, crezând că noua plăcere ne va aduce scăparea de durerea provenită în urma primei plăceri. Înțelegeți? Și așa o inventează de frica durerii, își inventează noi și noi plăceri și intră în cercul acesta fără sfârșit al plăcerii și durerii. Inventează plăcerea cu nădejdea că va scăpa durerii. Și noua plăcere va fi direct proporțională, noua plăcere va fi direct proporțională cu cuantumul de durere, acumulat, înțelegeți? Deci vei vrea o plăcere mai mare, și o plăcere mai mare. De aia sunt variațiile acestea ale păcatului, pentru că crezând că vei scăpa de durerea respectivă, vrei să ai o plăcere cu un stimul mult mai mare. Și caz în acel, și diavolul e disperat, te aduce în cercul acesta, te amețește bine și vrea să-ți spui capăzire. El e disperat să te omoare. Gândind el că dacă vei muri, nu mai ai nicio șansă. El zice, până la moarte totul, te-am omorât, dar de aceea vrea neapărat să se ucidă oamenii și vrea neapărat ca oamenii să... De ce? Știe foarte bine că orice clipă a vieții, în orice clipă și secundă a vieții, Dumnezeu e răbdător și ați citit o carte scrisă de... Nu-mi vine acum aminte. Autorul este un catolic convertit. Nu, e un autor clasic, foarte cunoscut. El vorbește despre... Calistos. Diavolul? Diavolul este părinte. Nu. Isorilor lui diavolul părinte. Nu. Hai, mai spuneți, mă. Nu, acum dacă îmi vine, vă zic. El zice, acolo face un dialog între diavol și un diavol mai bătrân, dă sfatul către unul mai tânăr. Ce simți? Nu este, ăsta e. Cum se cheamă? Sfatul de unui diavol. Asta e? Asta e. Zice, ai grijă cu dușmanul nostru. Diavolul zice că dușmanul nostru știe foarte bine, zice că dacă sufletul o clipă se întoarce, cred că primești omul. Ființele, îți spun la cei tine, ființele, nu abandona lupta. În tot posibilul să îi pui capă. Deci, dușmanul nostru are răbdare, nu. Orice ar fi, zice, înțelegeți? Deci, influența e disperat diavol și influențează cât poate. Dar el, în realitate, atâta putere are cât îi dăm noi. Prin asta, când spune că Iuda a ajuns să săvârșească păcatul maxim, fiind controlat, și atunci când a ajuns conform parabolei în fața lui Lucifer, să spună atunci Lucifer că tu nu semeni cu mine. Pentru că el a făcut din voință liberă, dar Iuda a făcut asta controlat, fiind. Acum voi luați ca dogmă parabola. Noi am dărăcit puțin lucruri și asta a intenționat și părintele când a scris-o. Există o influență, dar alegerea ne aparține. În orice moment, noi suntem cei care alegem. Știți altă parabolă, nu? De fapt, și spune. Lui Iuda nu-i spun. El se duce la... Le dă bani înapoi
Și ei ce îi spun? Îi spun ceva de genul, e treaba ta. Adică tu ai ajuns. Adică ajunge să conștientizeze lucrul ăsta. Dar până să ajungă să conștientizeze. Cine era influențat? Exact. A fost influențat. A fost influențat. A fost influențat, da. Iuda a fost nici mai puțin, nici mai influențat decât ești tu influențat. Care din noi. Exact. Înțelegeți? Adică cât i-a lăsat să fie influențat, atât a fost influențat. Dar textul ne spune foarte clar că la cina cea de taină, diavolul a intrat în orice. Da. Deci nu chiar ca noi. E o altă influență. A fost dinamizat. Deci rămâne valabil. Cât îi dăm noi spațiu, atât ne influențează. Pentru că avem și cazuri de oameni posedați, nu? Acolo unde demoni din Gadara și în timpul Mântuitorului, nu? Și până astăzi sunt și oameni posedați. Oameni care îi lasă atât de mult loc celui rău, până ai controla, nu? Cu toate mișcările conștiente ale trupului lui, nu? Avem și cazul acesta. Deci rămâne valabil cât îi dăm în loc, atât, așa a avut Iuda. Așa a avut, apoi a și diavolul a venit. Dar nu spune și Evanghelia și Mântuitorul, pleacă demonii de la tine. Dar se întorc. Insistă. Adică, și dacă găsește casa măturată, zice, adică, zice nepozită, veniți să facem petrecere. Haideți aici. Adică, ce spune părintele, este nu că a intrat cu forța acolo, ci că i-a dat voie să intre. Da, dar problema e așa că, deci gândiți-vă că mai întâi i-a spălat picioarele și Iuda trebuia să se rușineze. A văzut că Petru a zis, Doamne, tu mie, eu sunt un om, tu mie, pleacă de aici. Și Iuda l-a luat, spală frumos așa ca băiatul după aia. I-a zis, cineva mă va vinde. Cel care întinde mâna cu mine, vinde-l întinde liniștit, adică ca și mi-a zis, bă, tu mă vinzi, mă, tu, trezește-te. El nimic, el întinde, n-a nicio problemă. Adică are atâtea atenționări și atâta suport dumnezeiesc, el, și el prin asta refuz atât de mult, încât refuz, e o cădere extraordinară. Și intră în diavol. Pe acolo, că a deschis fera. Exact, adică atât, o refuz puternic. Și normal că... Dar uite, e o chestie foarte interesantă. Acum sunt niște cărți pe piață, la librăria Sofia, cu un psiholog rus, nu știu cum îl cheamă, doctor, psiholog ortodox rus, și spune așa că... insistă pe chestia asta, că chiar și oamenii care sunt demonizați, faptul că Dumnezeu acceptă ca diavolul să intre în om, e tot un bine, tot o modalitate de a stopa răul. Că exact cum adică faptul că Dumnezeu a îngăduit să intre diavolul în Iuda, la fel Dumnezeu îngăduie ca oamenii să fie demonizați, dar nu îngăduie ca să-l dea cu totul iadul, adică să-l ardă de tot. Nu, tot ca o modalitate de a pune stoprăul în omul respectiv și în cei din jur să se trezească. Adică, băi, uite, omul ăsta atât de mult rău a făcut, încât toți când ne uităm, noi zic, băi, uite cum a ajuns. Și să ne speriem, să ne trezim, zic, băi, nu mai, gata, nu mai facem. Așa sunt eu ceva, poate să pară ridicul ceea ce spun, sau naivă. Am văzut un film recent, eu am crezut că e parodie, dar a fost de groază, care la sfârșit a spus că este de fapt real. Așa, în care un diavol era îndrăgostit de o fată de când s-a născut și a urmărit-o tot timpul vieții ei. Ea s-a dus să stea împreună în locuința prietenului ei. Și diavolul a început să-i le facă, să le spargă tot prin casă, să o ia pe ea, să o purească prin casă, în fine, până când a ajuns în ea să intre și să-l omoare pe el. Și au spus că după o săptămână polițiștii au găsit lui trupul în casă, dar ei cum se știe de asta? Ei au început să filmeze tot, nu știu dacă s-a văzut filmul. A fi răspunat normal, se numește. Așa. Și... Deci, este chiar adevărat ce s-a întâmplat. Că a fost tot filmat. Și pe ea n-am văzut niciodată. De ce permite Dumnezeu ca diavolul să omoare pe om? Că am auzit de situații de genul ăsta. De ce permite Dumnezeu asta? Eu cred că un diavol stă la Hollywood. Numai unul? În sensul că se folosește de industria asta ca să ne îmbucă nouă ideea că... În fine, cred că sunt și acolo, demoni. Și mai dau un pic că-i film. Nu, este real. Deci am spus că este adevărat. Da. În orice caz, nu neapărat trebuie să vedeți un film și mai ales ăla cu paranormale, ca să vă dați seama că există demoni. Zice că cea mai mare cursă a diavolului este să nu crezi în el. Dacă s-a asigurat că nu crezi, e
își face liniștit de treabă cu tine. Diavolul este persoană vie, puterea și-o câștigă numai de la noi, atâta putere are câtă noi îi dăm și câtă putere are, îi trebuie doar o minte, îi trebuie doar o mână și globul tot va arde. Nu? Dar o singură minte, o singură mână și globul tot pot pasă. Atâta putere are. Și cât de mare e puterea asta? Păi uite atât. Că dacă te-ai închinat după aceea, pe aceeași mână și pe aceeași minte, el nu mai are ce putere. Înțelegeți? Îi îngăduie să-și facă și el. Păi dacă el e răsfățat, cum vă spuneam, dă-mi voie, Doamne, să mă duc și la Iov. Ia să vezi tu ce îi facă lui Iov. Dacă știu eu ce-i fac lui. Bine, du-te. Și s-a atins. I-am luat bogăție. Ce, asta e ispită. Acum ating puțin de trupul. Atinge-te. Ați văzut sfatul? Să duce și el la Dumnezeu și zice. A citit cartea lui Iov. Citiți-o. Să duce la Dumnezeu și zice. Stătea la sfat cu toți îngerii și de departe vine și diavol. Și ce faci? Ce faci? Ce? Întreabă Dumnezeu. Ce care-i treaba? Tot ce mai faci? Am umblat pe lumea așa. L-ai văzut pe Iov? Aliasul meu? Aștia să alegi. Tipul potet, are sănătate, are bogății, familie mare, nu-i normal să crea în tine. El a spus mai puțin de el, se vede. Și așa sunt câteva, știți, să atinge, zice, dar tot timpul îi spune, nu te atinge de sufletul lui. Și se duce și ia viața și Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului, binecuvântat. A îngăduit Dumnezeu rău? Rău i-a fost, rău! Pe gunoi era aruncat. Și ce a făcut Iov? După toate? De 7 ori tot cât a avut. De ce încă lui Dumnezeu ca diavolul să mai vină și ora? Băi, Gheorghe, ce mai faci, mă? Mai fă-mă și pe o pătare. Sau, că după atât bine. Și ție spun la fel. Mai fă și tu, bă, asta. În fine, parodie-mă acum, înțelegeți? De ce încă lui? Încă lui pentru că eu vreau neapărat, cum vă spuneam mai devreme, vreau neapărat să văd eu acolo. Mulți duhovnici aleși, văzând insistența aceasta a unor ucenici de a face răul respectiv, la un moment dat, le chiar spun, du-te și păcătuiești, dacă vrei să mai întorci, întoarce. E un paradox, iarăși, nu luați nimic ad literam. În spațiul bisericii nimic nu e ad literam, înțelegeți? Înțelegeți nuanța toate lucrurile. Deci, de ce ajung până acolo? Pentru că nu-i pericol, nici un păcat nu-i pericol. M-ați înțeles? Rămânerea ne-ai pericol. Ne-ntoarcerea ne-ai pericol. Dacă vreți, răsfățarea asta care nu-și mai vine în fie, cum de dulce. Ca să-i spun. De dulcerea la apă, cum spune o poezie excepțională. Înțelegeți? Încrede Dumnezeu pentru că vrea cumva să se unească cu noi și dacă modalitatea unirii cu noi e de a ne lăsa să și păcătuim, el nu se supără cum păcătuim. Dar doare că ne doare, în schimb. Înțelegeți? Legat de rugăciunile pentru morți, de ce nu facem rugăciuni și pentru cei care s-au sinucis? Asta și-a mai ales ei. Pentru Iuda. Deci, suntem toți creștini aici? Da. Toți sunteți creștini? Da. Toți ortodoși? Da, putem vorbi atunci. În sensul că, fiind aici, în Biserica lui Dumnezeu, putem înțelege mai bine lucrurile și cu Părintele și în liturghie să înțeleg mai bine lucrurile. Biserica are pedagogia ei. Dumnezeiască, i-aș spune, dacă îi simțim Duhul și nu literea din ea. Că Duhul mântuiește, nu literea. Literea ucide. Și nu-i normal ca avertizează că nu toți fiii bisericii sunt și în sânul bisericii. Nu? Nu toți vin să-L înțeleagă pe Dumnezeu și nu toți sunt biserică, pe scurt fiind spus. Și atunci avertizează că cel mai mare dar al nostru este darul vieții. Adică, ca să leg de ce am spus mai mult, indiferent ce se întâmplă, rămâi în viață. Știe Dumnezeu cum să te tragă. Și spun unui părinț că chiar clipa morții e o modalitate dumnezeiască
Că nu toți morim în același fel. Deși poate că două morți sunt în accident sau seamănă exterior. Nu e. Fiecare are moartea lui. De ce? Pentru că fiecare moarte e un bău moartea asta. Dar până la urmă moartea e bine sau e rău? Bine. Cred că... Cum să fie? Noi trăim ca rău, cel mai mare rău al nostru posibil. Și s-au chinuit săracii oameni, înțelepții ai lumii, să-i dea dreptate. N-au putut, domnule, până la moarte au ajuns toți. Și a venit creștinismul și a zis, nu, este înviere, deci moartea nu mai e bau-bau. Și așa au ajuns unii să-și cunoască moartea, să-i strângă pe toți. Iată, mâine mă duc la mine. Ce? Mâine mă duc la Dumnezeu, ești nebun, mor, nu te mai vedem. Nu-i nimic, vă aștept pe toți. Deci mor senin. Deci moarte e un bine. Dumnezeu a pus capăt răului. Murim prin ceva ca să salveze ce e mai bun în noi, sufletul. Sufletul nemuritor, a rămas nemuritor, ne moare doar trupul. Atunci darul acesta al vieții rămâne în viață, că știe Dumnezeu. Deci pedagogic biserica a rânduit ca prin această frică, că nu se mai roagă nimeni pentru tine, înțelegeți, pierd orice nădejde, să facă pe cât mai mulți fii ai ei, pe cât mai mulți creștini, să nu ajungă la aș lua viața, înțelegeți? Mâncat de frica aceasta. Însă, cine poate opri inima unei mame să se roage pentru fiile ei? Ucis, sinucis, pardon. Cine? Nici sinodul, nici biserica și nici Dumnezeu, cred. Pentru că inima unei mame pentru fiul ei bate ca inima lui Dumnezeu pentru oamenii. Înțelegeți? Bineînțeles că nu facem. Dar cine? Aia e liturghie. Inima mamei rugându-se pentru fiul sinucis. E o inimă prinsă în liturghie care se roagă. Înțelegeți? Și atunci a creat și pentru aceștia biserica fel de fel de în biserica ortodoxă nu-i nimic încheiat. E un canon deschis. Tot timpul e deschis. Și găsesc, oiozii noștri dragi, găsesc atâtea modalități să mângâie pe aceste mame sau pe acești fii care și-au părinții sau prieteni uciși și să găsesc fel de fel de modalități în atmosfera iubirii și a dragostei. Toate. Nu o regulă, înțelegeți? În atmosfera iubirii. Atunci, să creează fel de fel de modalități de comuniune. E biserica 50, e sărbătoarea 50-mei, care însă biserica are rugăciuni pentru cei din ea. Nu așa, părinte? Nu ne-am zis. Să citesc, e rugăciunea 5-a. Nu ne-am zis. Dar numai zice acolo așa, ca o rădejde, zice, și te-ai provocat până la ea și ridicarea tot de acolo. Aceasta e considerată a fi modalitatea prin care se spune, e la Duminica în care ne rugăm și pentru cei din ea. Dar, de ce pentru cei sinuciși? Am spus, pentru că pedagogic. Pedagogic să nu ne mai luăm darul acesta al vieții. Dar, ce, toți nesinuciși și merg în rai? Nu? Cred că foarte mult. Da, merg. Toți nesinuciși și merg în rai pentru că sinuciderea este în primul rând sufletească. Cel care își ucide sufletul sau lasă să fie ucis sufletul. Toți sinuciși, nu? Spuneți. Toți nesinuciși și merg în rai. A, merg în rai. Așa. Da. Pentru că în iad merg toți cei care se sinucid trupește și sufletește. Da, dacă lărgim lucrurile, du tot de acord cu părintele. Deci, sinuciderea întâi sufletească. Nu? Adică ce am spus mai devreme, că stai în mijlocul raiului și nu vrei să te bucuri, nu-i sinucidere? Nu-i aceea o sinucidere? Deci toți cei care nu își sinucid sufletul, ci mai păstrează o licărire de nejdică de Dumnezeu, merg în rai. Așa este. Și până la urmă, de ce alegem rău? Că nu, așa, nu s-a schimbat, și facem asta de foarte multe ori. Același rău, de multe ori. Pentru că ne place
Din două motive. Ne place să avem columna propriei noastre vieți. De ce am spus columna? Știți columna lui Brâncuș, nu? Coloana. 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 Coloana infinită. Coloana infinită. Și fiecare vrei să avem propria noastră experiență și propria noastră urcare către Dumnezeu. Și ca și Adam în rai, vrem și noi să alegem și alegem și ieșim. Orice alegere neconformă rațiunii noastre bune de a fi, este o ieșire. Dar nu e important atât de ieșirea, cât revenirea. Înțelegeți? Și a revenit. Și ieșim iarăși, în aceeași direcție. Adică, înțelegeți? Dar dacă revenim, ce se întâmplă? Iar ieșim. Ne facem, fraților, coloana noastră. Deci, nu atât ieșirea, cât venirea. Pentru că venirea nu mai e în același punct niciodată. Totdeauna venirea. Deci ce e așa pericolul ieșirea asta, dacă revenirea ne aduce băgată mai sus, înțelegeți? Există și un proverb turcesc care spune, problema nu e că ai căzut în apă, problema e că ai rămas acolo. Da. Da. Nu, v-am zis că omul chiar și săducind răul caută pe Dumnezeu? Ah, indiscutabil. Căutarea lui? Indiscutabil. În orice rău, noi pe Dumnezeu îl căutăm, dar căutăm strâmb. Nu este vorba mea, ia părintele lui Rafael Urca. În orice rău, omul pe Dumnezeu îl caută, dar caută strâmb. Așa este. Și dacă tu știi răspunsul, deci vorbim cu să nu confirmare. Așa este. Noi facem, dacă puterile noastre sufletești, toate sunt bune. Toate sunt pentru un folos. Dacă hoția, într-o zi mă gândeam la hoți. Și am zis, domnule, am găsit și în Scriptură o hoție sfântă. Înțelegeți? Dumnezeu se lasă și furat, un fel. Înțelegeți? Deci e o putere de a lua pe Dumnezeu în toate posibilitățile omului de a se exersa. Deci, în orice păcat, în orice strâmbătură, e prost căutat Dumnezeu. Dar tot pe Dumnezeu vrea să vrea să caut. Altfel n-am putea păcătui. Vreau să primim niște completări la chestia asta. Părintele Rafael Mica spunea o chestie foarte interesantă. Zicea că, de exemplu, suntem împătimiți de mâncare, de exemplu, sau de lăcomia pântecelui, de pâine, în general. Și spunea că există o alt fel de pâine. Adică noi mâncând tot timpul mâncarea asta care ne face bucurie, care ne dă plăcere, și tot mâncând și tot mâncând și vedem că nu ne satură și că mereu înfometăm și mai mult ne duce spre moarte, ne recomandă Dumnezeu o altă de pâine, o pâine a vieții, pe care mâncând-o niciodată nu vom mai plămânzi. Și după aia, iarăși zice, de o beție. Spunea că sunt unii oameni care au patima asta beție. Și zic Sfinții Părinți, există și o altfel de beție, o beție sfântă, în care nu ești amețit și în care nu bei alcool. Ba chiar vorbește că în limba engleză, diferențe foarte mică între spirit și spirit, între alcool și spiritul. Și spunea că chestia asta vine din vechime, din alchimie, unde oamenii și-au dat seama că e o diferență foarte mică că între alcoolul care îți dă o stare, starea a Duhului, consumării alcoolului și da, starea și din urmă al... Da, și Duh. Și atunci el spune că, exact cum spunea Gheorghe, că mereu poți să treci de la una la alta, adică mereu poți să răstori lucrurile, indiferent ce pate mai avea, indiferent pe ce scala răului avea, mereu Dumnezeu te poate întoarce așa. Adică îți poate recomanda dacă ești împătimit de pâine, îți dă pâinea veșnică. Dacă ești împătimit de alcool și de beție, îți recomandă o beție a Duhului Sfânt, neamețită, fără alcool, o trăire înaltă lui Dumnezeu. Și tot așa. Dacă ești împătimit de hoție, îți recomandă hoție, să furi împărăția cerurilor, cum cere Evanghelie, să o iei mai mult, botezul în pace, cu ziua Dumnezeu să fură. Să ia vară, să ia sau să fură. Da, și tot felul de exemplu. Și cred că nu. Da, așa este. Cred că multe răspunsuri la tot felul de întrebări pot să-și găsească răspunsuri, multe se pot regăsi în momentul în care schimb sistemul de referință. Dacă sistemul de referință este temporal, limitat la viața asta, atunci foarte multe lucruri, de adevăr, devin toate neînțeles. Dacă ai extins sistemul de referință la veșnicie, se schimbă foarte multe lucruri. Așa este.
Prima oară când m-am gândit la veșnicie, m-am îngrozit. Asta a fost într-adevăr sentimentul. După care am început să mă împac din ce în ce mai mult cu ideea. Da, prima oară m-am îngrozit. Știți povestea cu nemuritorul? E o novelă cu nemuritor, care a făcut o poțiune pe care a încercat-o pe el și a scăpat câteva picături pe jos și a rămas cu șoricel, a luat și el picăturile alea. Deci cei cu șoricelul erau cei care devenise nemuritori ca ființe pe pământ. Și avea un coșmar în fiecare noapte că se gândea că la un moment dat va rămâne pe pământ doar el și cu șoricelul. Și veșnicia, într-adevăr, este înspăimântătoare la prima vedere. Pentru noi, educația în acest sistem corect. Da? Temporal. Da? Aceea a spus unul din mari critici ai lumii, nu mă tem de moarte, ci de veșnicia ei. Și apropo de asta, cred că Dumnezeu ne-a dăruit trecerea, pentru că, până la urmă, cum ar fi suferința veșnică? Ca să nu se înveșnicească păcatul, Dumnezeu ne-a dat binefăcătoarea moarte. Trecerea. Da. Trece. Și acum ne-a dat și un antidot al morții. O vindecare din moarte. Nu? Așa este numită Sfânta Împărtășare. Antidotul nemuririi. Adică cine vrea să nu mai moară, mănâncă pe Hristos și chiar și moarte, eu cred că e așa. Senina. Spuneau Sfânt Părinte, cine nu moare, cine moare înainte să moară, nu va muri când va muri. Da. Părintele Senina, Papa Cioara. Cine moare înainte să moară, nu va muri. Ori când v-am gândit. Da. Pot să încerc un pic și da? O altă privire asupra problemei, de ce are bine rău. Spuneai foarte bine mai devreme de Sfântul Maxim Mărturisitorul și de plăcere și durere, ciclul acesta. Alegem răul pentru că răul ni se fătișează ca pe o plăcere și pentru că nu căutăm sau nu avem răbdare să descoperim adevărata plăcere care este Hristos, ci vrem acum și vrem în momentul ăsta plăcerea. Și de asta alegem, pentru că dacă într-adevăr am vedea fața adevărată a răului, toată lumea ar fugi de el. Dar ni se înfățișează foarte bine ambala, astfel încât să fie de... Uite, cum în grădina Edenului se uită la pomul conștiinței binelui și răului și spune așa, și era plăcut la vedere, nu? Și vrednic de dorit. Și bun la gust. Și bun la gust. Exact. Deci așa mi se predică nouă lucrurile astăzi, rău, tot la fel. Este vrednic de dorit, plăcut la vedere, e numai să-l iei. Doar că în spatele lui se află moartea veșnică. Și o strâmbare a felului în care vedeam exact. Lucrurile. Că Mântuitorul le-a zis, Dumnezeu le-a zis să nu mănânce dintr-un singur pom. Și diavolul vine și zice invers. Ce v-a zis Dumnezeu? Să nu mâncați din niciun pom al raiului? Mie mi se întâmplă chestia asta cu copiii acasă. Îi zic, băi, nu intrați în dormitor, că aici lucrez. Și tot intră, eu apar de intră și spui, dar n-avem voie nicăieri în casa asta. Îmi zic, bă, frate, dar nu am dormitor. Du-te în dormitorul mic, îți faci rică, oră, bucătării, două băi. Și atunci ce m-am prins? Băi, exact aceeași chestie cum a făcut diavolul. Adică se supără, adică de ce? Așa, exact cum a făcut în ea. Ce, n-avem voie să mâncăm din niciun pom? Nu, ți-a zis, Dumnezeu, mă, din pomul ăla. Fii, fă măcar atâta lucru mic. Sunt Iacurile de Aur, explică chestia asta foarte frumos. La... Generalizarea este una din tehnicile de manipulare. Da, e chiar foarte simplu. Și dacă nu mai știi de unde s-o apuci. Dar și mai e o capcană apropo de plăcere și durere. Plăcerea e pe termen scurt. Costul ei este pe termen lung. Corect. Și aici apare capcana că nimeni nu se gândește la... Am un prieten care spunea o chestie care pe mine m-a amuzat. Zice, bă, dacă mi-aș aduce aminte de fiecare dată când beau, cât de rău mă simt după aia, cred că n-aș mai bea. Da, mă. Oricum, diavolul contraproductiv. Da, apropo de paralela aceasta. A zis Dumnezeu să nu mâncați, diavolul vine și spune, da, mâncați. Nu se întâmplă nimic. Eventual veți fi ca Dumnezeu. Mâncați. Vine Hristos și spune, luați, mâncați. Diavolul zice, nu mâncați, băi. Ce să, nu mâncați. Nu mă mâncați. A zis nu mâncați, el să mâncați. Ca să... Și apoi, acum am zis, bine, ați mâncat. Acum luați mâncația asta că vă vindecă de moarte. Nu mâncați, zice de-a. Nu te apropia. Ești prea, nu știu ce. E contraproductiv. Da, și încă... Și un contratim. Faci doar știi. Da. Încă o idee legat de...
Noi opt oameni mai avem o problemă, faptul că suntem iubitori de noi înșine, această iubire a sinelui. Și asta este și, asta este și motivul pentru care și Lucifer cade, pentru că el s-a dus, el însuși, cauză a existenței sale. L-a scos pe Dumnezeu din ecuația vieții sale. Și asta este și problema noastră ca și oameni, că credem că noi putem să ne rezolvăm toate problemele noastre, noi suntem stăpâni pe viața noastră, noi știm mai bine ce avem de făcut și lăsăm pe Dumnezeu deoparte. Și dacă îmi permiteți un citat din Părintele Galerul, că anul trecut l-am și pomenit, Sfântul Vasile cel Mare definește răul ca o înstrăinare de Dumnezeu. Cum s-a produs înstrăinarea? Prin ispita adorării de sine, prin strălucirea eului. Fiecare când gândim acum, parcă impim ceva din această conștiință de sine a existenței proprii, un fel de a fi al încântării. Deci Lucifer cade în această adorare de sine, făcând în eu lui o realitate existentă prin sine, încercând un fel de aseitate a făpturii, încercând un fel de a se justifica, a fi el cauza și motivul pentru care există. Și asta încercăm și noi de cele mai multe ori, să găsim noi un scop al vieții noastre, să ne facem noi ceea ce credem noi că este mai bine. Și nu în relație cu Dumnezeu, care El este, într-adevăr, scopul. Viața noastră e ascunsă în Dumnezeu. Exact. Dar aș avea o completare la ce spune. Nu iubirea de sine, prin ea însă și este problemă, ci răstălmăcirea ei și înțelegerea greșită a ei. Pentru că chiar fără iubire, iubește-ți aproape ca pe tine însuți, fără iubire, de chiar nu se poate. Și atunci ajungi la deznădejde și la toate alea în momentul în care nu ai asta. E prima parte. E prima parte. Și mai e un lucru pe care mi-a rămas în cap, apropo de asta, ceea ce nu ai cum să dăruiești. Dacă tu nu ai iubire de sine, cum să dăruiești iubire în afară? De unde? Corect. Adică nu ai învățat cum ai să te protejezi pe tine, cum ai să protejezi pe tine? Da. Minimum necesar, că e cel mai aproape de... Nu? Corect. Totuși. Sau mâna scoală pe cealaltă. O întrebare. Ai spus foarte frumos de acea tensiune între om și Dumnezeu sau între om și duhovnic, când omul vrea cu orice preț să păcătuiască și insistă. Și totuși, păcatul acesta cu bună știință nu se numește, din câte mi-aduc eu aminte, păcat împotriva Duhului Sfânt? Da. Da. Nădăjduind în prea marea bunătate a lui Dumnezeu, te duci și faci. Da. Păcatul împotriva Duhului Sfânt e orice păcat, da, în care îți ucizi propria vieță. De exemplu, eu l-am asociat cu pilda celor poftisacieni. Și cred că am amintit și tu la trecută, faptul că au cerut să nu vină la cină și Dumnezeu nu i-a iertat. Deși Dumnezeu iartă totul. Dar păcatul, Duhul Sfânt este susținătorul vieții. Duhul Sfânt este susținătorul vieții noastre. Și atunci orice păcat este ucigător de viață. Și atunci, zice, orice păcat ucide într-un fel viață. Și atunci refuzul de a fi cu Dumnezeu, adică refuzul de a merge neant, Dumnezeu nu poate ierta. Înțelegeți? Sau voi, nu, refuzul vieții. Voința de a merge neant, pardon. Deci refuzul vieții nu poate ierta Dumnezeu, voia de a merge neant nu poate ierta Dumnezeu, înțelegeți? Numai că e șansa, păcatul e o șansă. E o șansă pe care Dumnezeu o folosește El însuși, ca să se lege de noi. Înțelegeți? Știind că El poate în orice clipă să ne ierte acest păcat, merge cu noi până și acolo. Păi, dar nu înțelege nici ce. Ucenicul nu cere duhovnicului să-și ia viața și duhovnicul să-și ia viața. Îi spune, dacă nu insiste, bun, să facă păcatul. Să facă. Adică, chiar dacă se spune că e considerat un păcat împotriva Duhului Sfânt, mai are timp de pocăință, nu? Până la moarte. Adică, eu știu că păcate împotriva Duhului Sfânt sunt păcatele la care nu renunți din voie proprie până la moarte, nu? Că dacă există un moment în care până la urmă îți pare rău... Da. Dar întrebarea care se pune este, îți permiți să faci așa, acel păcat? Știi că te vei întoarce după el? Mai după.
Aici era o situație de criză, chiar și părintele, la fel care spune o chestie, zice că, băi, dacă tot insiști așa, doresc, Dumnezeu spune, fie voia ta. Adică, când tu nu mai vrei tu ca voia lui Dumnezeu să facă în viața ta, cum zice un tatăl nostru, zice Dumnezeu ție, bine, fie voia ta. Deci dacă tu nu-i spui lui Dumnezeu, fie voia ta, îți spune Dumnezeu ție, bine, fie voia ta. Numai că atunci când îi spui tu lui Dumnezeu, fie voia ta, în tine înflorește rai. Când îți spune Dumnezeu, ție, fie voia ta, în tine prinde rădăcinia. Înțelegeți? Pentru că, fraților, mă gândeam în timp ce spunea Mihai, Adrian. Dar noi suntem Dumnezeu creați. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Dumnezeu nu ne-a făcut niște furnici care să mai își demonstreze Dumnezeu cât de atotputernic este El. Dumnezeu ne-a făcut persoane. Și făcându-ne persoane, ne-a făcut, voi toți spune Scriptura, sunteți Dumnezei și fii ai celui preanalt. Adică Dumnezeu ne vrea. Dumnezei asemenea Lui. Înțelegeți? Numai că și depinde de noi cum vrem să dumnezeim. Deci Dumnezeu nu se joacă cu măsurile cu noi. Tot ce are ca Dumnezeu ne dă nouă. Tot, absolut tot. Înțelegeți? Nu păstrează nimic pentru sine. Pentru că nu se micșorează cu nimic prin asta. Exact, împotrivă. Și atunci, dacă Sfânta Treime este atât puternică și absolută pentru că orice persoană a trăit, spune Părintele Stăniloae, să propune cu iubire celorlalte două și niciodată pentru sine, ci totdeauna pentru ceilalți, înțelegeți? Ăsta ar fi o modalitate de a arăta iubirea treimică, tot timpul propune pe celelalte două și nu pe sine. Înseamnă că și noi avem această, suntem chemați la aceeași modalitate de dialog. Ne propunem pe noi și dumnezeim, vrem să dumnezeim ca Lucifer sau cu altcineva spre a noastră nedumnezeire, sau îi spune lui Dumnezeu, fie Doamne voia ta, atunci vom vedea ce Dumnezeu face Dumnezeu cu noi. E mai un lucru frumos, că... Uitați-mă, înțelegeți cu Dumnezeirea, nu? În momentul în care Dumnezeu îți spune, fie voia ta, adică până la urmă, fă cum vrei tu, Părintele Rafael Lăcaș explică așa că în momentul ăla Dumnezeu își asumă răul pe care tu îl vei face. Adică, cum a zis Gheorghe, cu exemplu, până la urmă, lasă pe copil să pună mâna pe plită, ca să frigă puțin, dar el ca părinte e conștient că, băi, dacă pune mâna, nu se întâmplă un mare rău, să zicem. Și atunci, exact așa face și Dumnezeu, băi, lasă pe om să facă rău, dar și asumă rău împreună cu el. Merge cot la cot cu el și stă lângă el ca să-l ajute. Adică, și suferă lângă el. Adică, nu, e ca o mamă care până la urmă îl lasă pe fiul să facă ce vrea el, dar stă mereu lângă el și zice, băi, hai mă, hai te rog, hai că te ajut. Adică nu e ca și cum fie voia ta și du-te. Ia. Nu, e acolo mereu. Ar fi indiferență, exact. Un fel de pedagogie mai subtilă. Exact, sau mai adânc. Da. Hristos rămâne pe cruce totuși până în sfârșitul veacului și după aceasta. Și cât Hristos e pe cruce, orice păcat al nostru nu și are consistență. Decât dacă noi nu vrem pe Hristos de pe cruce. Asta la adevărat Tatălui, nu? Hristos de pe cruce însemnând că așteaptă pe toți, absolut toți, cu brațele închise, oricine vrea să vină la îl așteaptă, indiferent. Zice, iar eu când voi finanțat, pe toți îi voi trage la mine. Pe toți. E fantastic. Adică am folosit un prezent care e valabil și acum. Da. Și de acum încolo. Și de aceea spune că venirea Fiului Omului va fi în semnul crucii. Și ce judecată e aia? Zice, la doua venire a lui Hristos se va arăta semnul Fiului Omului. Cine va veni? Hristos răstignit. Nu să zică, aveți grijă că mi-ați bătut cuie în picioare. Să zică, v-am spus că vă vreau pe toți. Înțelegeți? Cum trebuie să înțelegem și nu vei ieși de acolo până ce nu vei plăti și ultimul bănuț. Din Evanghelie. Da, tare interesant.
există multe, foarte multe nivele ale Evangheliei și în contextul în care vorbește Mântuitorul, contextul redat de Evanghelistul Matei la predica de pe munte, să ia fel de fel de... Aș interpreta cu un... sau aș spune cu, una din zicele Maicii Siloana. Vorbea către cei din pușcărie. Și la un moment dat, unii dintre ei mai început să vină la biserică sau... Dar în ei se manifestau foarte multe frici. Ei care erau împăcați cu orice păcat, nu au nicio problemă, ei au făcut fie crimă, fie ce au făcut, ei nu aveau probleme. Începând să meargă la biserică sau luând în seamă pe Dumnezeu, apăreau frici în ei. Și atunci mai bine nu cu Dumnezeu, că apare frica lui. Atunci mai lasă lumea de ce? Să știi că și tu trebuie să trăiești frica pe care a trăit tot cel pe care l-ai omorât. Și tu trebuie să treci ca să poți să te vindeci. Și tu treci pe acolo până nu te oprești, până când nu asumi și nu treci pe... De aceea, biserica, propunerea de pocăință a bisericii pare în ochii unora distrugătoare, autodistrugătoare. Păi să nu mănânci cu ce vrei. Păi să nu bei tu când vrei și când vrei. Păi să nu... Asta e... Bă, ce fel, mă? Ce rost mai are viața pe pământ? Să întreabă, înțelegeți? E biserica propune să facem de voie ceea ce de altfel facem, o să trăim de nevoie. În clipa morții, nu? Dacă nu mai e nevoie. Deci, trebuie să ne trăim propria viață așa și să ne asumăm toată. Adică stea în trene. Deci, da, da, da. Ați înțeles puțin? Îți trăiești orice. Și până nu te oprești, te aduce Dumnezeu, te mai întorci, te mai întorci, ajungi la în locul ăla, mai dai examen odată, îl pici iar, nu-i nimic, iarăși mai treci pe acolo, dacă dai un examen. Și zice că dacă Dumnezeu vede el, tot la cineva o zic cu acesta, vede el că totuși tu mereu iei bătaie și pici examenul, zice, ok, hai că joc eu o parte de locul tău, poate eu și învăță. Și joacă Dumnezeu cartea respectivă și îți ridică ție mâna. O, te vezi că ai câștigat, cu casa ai câștigat. Ați înțeles să... Dar părintele, ați evocat, spune un lucru de genul ăsta, că Dumnezeu nu lasă nimic neispășit. Adică, până la urmă, ai două variante cu păcatul. Ori îți cere iertare pentru el, ori suporți pedeapsă. Sau suporți suferința lui. Ori amândouă. Ori amândouă. Deci, cu și-a treia variantă. Pentru orice păcat are consecință, chiar dacă ți este iertat, tot are consecință. Amândouă. Deci, tot reacționăm cu consecință, chiar dacă sunt iertați. Deci, până la urmă, trebuie să-l gestionez cumva, cum a fost cu crima asta. Până la urmă, nu poți să o lași acolo. Deci, până la urmă, iese la iveală undeva. Adică, apropo, ai să dai ultimul bănuț, adică trebuie să scoți tot răul până la urmă din tine, să-l pui în față. Nu intri altfel, nimic necurat nu te împărăția cerului. De aceea, pocăința noastră de o viață. Așa, eu nu se încheie da. Niciodată. Înțelegeți? Gata, am terminat, cât am avut? Aia, gata, s-a dus, s-a terminat. Nu. Începe și nu se mai termină. Pentru că... E o vedere la tot ce să zici despre așa ceva. Se spune că dacă nu vezi gustat din împărăția aceasta pământească, nu vezi gustat nici din împărăția cerească. Deci, în felul, trebuie să simțim ceea ce este în rai. Cum pe pământ spune, aici. La care versetul? Nu zice așa. Așa am înțeles. Nu zice așa. Că dacă nu gustăm din împărăția cerurilor în această viață, nu vom mai gusta niciodată. Da, deci, să fim pe pământ, dar și să fim rai. Asta e altceva. Da. Mai am o întrebare. Adică te antrenezi. Da. Am o întrebare pe care vreau să mă ajută. Părintea ar fi nevoie părinte așa. Atunci când tu stai pe tron, Iisus Hristos stă pe cruce. Și invers, când tu stai pe cruce, Iisus Hristos stă pe tron. Ce vrea să spun? E criminal de frumos. Ce s-a spus pe aici e același lucru, adică când Dumnezeu ești tu, te pui tu stăpânul vieții tale, Hristos încă stă pe cruce și așa. Înțelegeți? Când iei pe Hristos de pe cruce ca stăpân al vieții tale, nu? Atunci, sau când te răstignești tu, atunci Hristos domnește și împărățește în tine. Deci, poate prin, să spunem așa, prin răstignire, înseamnă că te dai mie Dumnezeu? Prin propria răstignire, nu? Vorbim metaforic. Metaforic, da. Sigur. Te lași în mâine. Deci, ai cu care
Ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel. Am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, da. Zice, ce lipsește cu ucidul lui Hristos? Eu. Înțelegeți? Aici am citit și într-o carte și am auzit și la o predică la un părinte la o biserică, o chestiune legată de diferența fundamentală dintre creștinii și alte curente religioase sau alte... Da? Că toate celelalte este propovăduită mântuirea omului sau izbăvirea omului din lumea suferinței prin sine însuși. Prin tot felul de tehnici, prin tot felul și știm o groază, mai ales în zona asiatică, da? Singura care spune că acest lucru nu e posibil decât prin altcineva și cu altcineva, este creștinism. Și aici e diferența fundamentală dintre toate. Da. Și celelalte religii demonstrează, iar Dumnezeu nostru a făcut-o. Da. Legat de versetul ăsta cu bănuțul, mie mi se părea a fi un argument destul de bun pentru purgatoriu. Îl folosesc poate asta? Catolicii. Cum? Catolicii folosesc acest verset, e unul din temeiurile lor biblice pentru purgatoriu. Adică merge puțin și stă într-o stare intermediară dintre Rai și Iad, își spășește atunci păcatele ușoare care nu și-a dat seama de ele și le-a avut sufletul, le spășește acolo și acolo în Rai. Adică mai beau și prins bani, nu știu ce. E un, da, da, da. E un comerț așa. Cu bănuța de băiat. Ați înțeles? Da. Asta înseamnă. O indulgență cu ceva? Versetul ăsta nu se referă la Iad, ci la ispășirea noastră aici. Da, după cum am încercat să spunem. Da, da. Adică trebuie să treci prin tine, să-ți trăiești toate clipele vieții așa cum nu ți le-ai trebuie să le trăiești. Și dacă nu ți le trăiești, te ajută mamea. Cu cât te apropii de bătrânețe, cu atâta devin mai pregnant de toate păcatele pe care le-ai făcut. Eu am văzut oameni care au trăit o viață tot așa, cum au vrut ei, și cu cât trec prin viață, cu cât îmbătrânesc, devine din ce în ce mai puternică presiunea. Bă, dar eu ce fac? Eu n-am sens, dar n-am aia. Și aduc aminte, bă, dar n-am copii, bă, dar n-am făcut aia. Și atunci își dau seama, bă, uite, trebuia să fac aia. Și atunci toate faptele rele din urmă încep să-i devină niște probleme reale ale lui. Și atunci trebuie să facă ceva cu el. Ori îi copreșe de ele și moare, ori își cere iertare, duce la Dumnezeu, caută în sens, face ceva. În ideea asta cu bănuții. Adică, până la urmă, nu poți așa, nu poți să te joci. Adică, băi, acum vedem noi cum facem, la sfârșit, când iese mor în bătrân, mă duc la biserică de două ori și face o mânire, treaba e bună. Nu, nu merge. Deci, ține trăiești oricum. Stai tot. Vreau să vin cu o corecție. Avem minunate prilejuri în care Dumnezeu poate să întoarcă răul în bine. Și avem pilda cu lucrătorii viei din ceasul 1, al 3-lea, al 6-lea, adică pe tot cuprinsul zilei Dumnezeu a venit, i-a căutat și i-a luat. Și la sfârșit, cei care au lucrat toată ziua se așteptau să fie premiați, nu să ia la fel ca cei din ceasul al 11-lea. Și mai mult, există fără îndoială destui care vin și în ceasul al 12-lea, al zilei. Dar, spune Mântuitorul, lucrați până când este ziua, când vine noaptea, când nimeni nu poate să facă nimic. Și aici aș vrea să aduc corecția și rugămintea foarte mare. Vă rog din suflet să nu contați pe ceea ce s-ar putea întâmpla după moarte. Faceți cu adevărat tot ce vă cere Dumnezeu în viața aceasta. Pentru că avem și pilda cu fecioarele nebune care au plecat după un de lemn, dar deja era prea târziu și Domnul le-a spus, nu vă cunosc pe voi. Și ușa a rămas închisă. Și mă tem ca nu cumva să înțeleagă chiar și o singură persoană că pedagogia lui Dumnezeu din aceste cuvinte este acel curent de înțelegere postmodernistă că Dumnezeu și Biserica ne-a speriat bine timp de 2000 de ani, dar totuși suntem suficient de luminați astăzi
cât să înțelegem că, dincolo de cuvintele Evangheliei, există nădejde de mântuire pentru acei sinucigași pe care i-am pomenit, trupești și sufletești. Și veți, sigur, avem rugăciunile bisericii pentru cei răposați, însă eu cred că și pe acestea astăzi le înțelegem într-un fel destul de liberal, sau poate nu e ortodoxia liberală, dar le înțelegem foarte larg, când totuși rugăciunea liturgiei precizează că ne rugăm pentru cei care au adormit în nădejdea învierii și a vieții veșnice și mai precizează și cu împărtășirea ta, Hristoase. Adică ne rugăm pentru cei care, sau așa ar trebui să ne rugăm pentru cei care au murit în biserică, ca mădulare ale bisericii, ca oameni păcătoși, desigur, dar făcând parte din familia lui Hristos. Ce va face Dumnezeu cu cei răposați? Nu putem niciodată să avem un răspuns, însă aș zice că nădejdea este foarte, foarte mică. Nu că lipsește cu desăvârșire, dar foarte mică după moarte. Va fi o judecată particulară, va fi și una universală la sfârșitul timpurilor. Dar n-aș pune pe același plan cuvintele Mântuitorului și povestea cu fiul cu cearcă. Mulțumesc! Uite, dar Mântuitorul vorbește de un veșnic, nu? Asta da. Înseamnă că până la urmă o să fie suflet în care o să rămână acolo veșnic. Da. Adică oricum am dau și am mai... Da, dacă am spune că, dacă ați fi spus că nu vor fi suflete care rămâneau veșnic, era apocatastază, era clar. Dumnezeu, Iadul se desfința la un moment dat. Dar... e vorba de firul de ceapă. Nu putem să punem chiar și niște viziuni ale Sfinților pe același plan cu adevărul revelat în Evanghelie. E discutabil, e discutabil. Ce dovadă sau ce suportivi avem pentru cei care au murit și vor trece din iad în rai? Care am înțeles puțin, dar aș vrea să... au mai multe dovezi, să zic așa. Cred că un singur text avem, sau atât aș vine acum să aici mă recunosc slab cu textele față de domnul profesor. Există un loc în care Hristos spune că păcatul împotriva Duhului Sfânt, ce spuneam, nu va fi iertat nici în veacul acesta, nici în cel ce va să fie. De unde există nădejdea că alte păcate pot fi iertate, dacă nu au fost în veacul acesta, pot fi iertate în veacul ceva să fie. Dacă mai sunt altele, vă rog să le spuneți. Am să spuneți la întrebarea aia. Cu dovezile pentru rugăciunea celor morți, nu? Da, pe primul rând este rugăciunea. Însă și practica bisericii de a se ruga pentru cei adormiți e o dovadă că fluxul și circuitul dragostei nu poate opri nimeni. E adevărat, nu sondăm noi posibilitățile lui Dumnezeu, infinitele posibilități ale lui Dumnezeu, de a mântui pe om. Ce știm noi este că astăzi este timpul mântuirii noastre. Deci, Părintele a precizat foarte bine. Aceste câteva istorioare, povestioare, care le citiți cu toții și care s-au adus sau care am convenit și noi aici, vor să arate că dragostea lui Dumnezeu nu se poate șablona așa cum ne convine sau cum ne convine nouă. Sau
putem înțelege. Dumnezeu poate tot ce vrea, dar nu vrea toate câte poate, spune Sfântul Maximul Hristos. Nu știm noi unde și cum lucrează Dumnezeu, dar variațiile acestea vin să explodeze șabloanele din gândirea ortodoxă. Adică de-a nu rămâne fix pe un lucru, înțelegeți? De-a nu rămâne blocat în reguli. Înțelegeți? E clar și indiscutabil, reperul nostru în viață este Evanghelia Mântuitorului. De fapt, nu reperul în sensul acesta că îl urmăm și pus în față, ci cel care ne autentifică dacă experiența noastră cu Dumnezeu este, dacă vreți, e confirmată cumva, cum spunea cineva aici. Dacă Evanghelia ne confirmă dacă trăirea noastră este sau nu reală, înțelegeți? Deci, indiscutabil, ce a spus Părintele, așa rămâne. Evanghelia este reperul vieții noastre. Și deci Evanghelia se axează pe aceasta. Astăzi este timpul mântuirii tale. Ceea ce faci astăzi pentru mântuirea ta, astăzi, în clipa de astăzi, este pentru că o singură zi este rezumatul vieții noastre întregi. De dimineață până seara, trebuie să faci toate actele mântuirii tale, totale. Nu ieri, nu mâine. Astăzi. Sfântul Pavel spune, faceți rugăciuni și mijlocii până veți ajunge să spuneți astăzi. Adică să trăiești în prezent cu Dumnezeu. De aceea, clipa de astăzi este importantă. Ziua de astăzi este importantă. Cum ți-o petreci, răscumpărat timpul de astăzi. În același motiv, spuneam toată trecută, în fiecare zi, astăzi, să săvârșește liturghia și pe tine, suflete, te așteaptă liturghia aceasta. Pe tine, suflete, ca astăzi să te întâlnești cu Dumnezeu și dacă până la sfârșitul tău la pusul soarelui te vei săvârși din lumea aceasta, să te duci cu Dumnezeu. De aceea preoții merg la biserică, la aleargă, dacă vreți, la toți bolnavii la care sunt chemați să îi împărtășească, să nu iasă fără Hristos și fără nădejde în lumea aceasta. Privitor la cei anumiți, deci, noi nu suntem singuri și cercuitul dragostei nu poate opri nimeni. Că biserica a rânduit niște soroace pe care noi le împlinim foarte forțat și formalist și pe acestea. Și le împlinim la nivelul acesta, ținând cont de câte punți trebuie să dai, de câte colini trebuie să faci, de câte prescuri trebuie să faci, dacă e la 9, dacă e la 20, dacă e la 40 și dacă biserica tot timpul a rânduit minimum. Minimum de aducere aminte pentru cei dragi. Pentru că dacă nu ți aduce aminte de cel drag, l-ai lăsat în moarte veșnică, iar viața lui veșnică este pomenirea ta. Așa spune Sfântul Pavel în multe din epistole sale. Mi-aduc aminte de voi și vă pomenesc în rugăciunile mele. În multe, la Roman, la Corinteni, la 2 Corinteni, la Galateni, la Efeseni, la Tesaloniceni, tot timpul amintește și aduce aminte și se întemeiază pomenirile noastre. Ce-i pomenirea? Cercuitul veșnic al dragostei și faptul că noi nu rămâne singur, ce rămâne singur. Acela este un om însingurat, un om în care iadul prinde rădăcini. Numai comuniunea este cea care sparge, dacă vreți, laturile iadului. Prin urmare, dacă biserica a spus să te rogi la 3 zile, la 20 de zile, la 9 zile, la 40 de zile, la 1 an, la 6 luni, la 3 luni, cum sunt soroacele acestea? Cine le face doar pe acestea este de rușine. Cum să spomenești fiul adormit doar la, din, dacă ți-am mai aminte, la 9 zile, la 40 zile? Ați văzut vreo mamă care își pomenește fiul doar la 9 zile și la 40 de zile? Nu. Nu poate, nu se trezește decât cu el în minte și pe buze, nu adoarme decât în ei. De ce? Ce face mama aceasta? Ce de fapt face mama aceasta? Ritual? Nu. Dragoste manifestată. Numai cine nu iubește, nu știe ce înseamnă pomenirea. Numai cine nu iubește, nu dă șanse. Numai cine nu iubește, rezumă totul și încadrează totul. Cine simte și manifestă iubirea, dar ce-i viața decât iubire? Ce-i viața decât flux permanent de inimă în inimă, de suflet în suflet, de purtare și comuniune permanent? În ce consistența vieții mă refer? În ce îi simțim noi calitatea vieții?
nu în iubire. Aceea biserică este o permanent și liturghia are în centru ei pomenirile cerului. A cui? A sfinților. Nu unde sunt sfinți? Adormiți toți, nu? A, de pomenică sfinți. Nu. Tot cerul cu toată ierarhia cerului. Cu Hristos, cu Maica Domnului, cu sfinții toți și cu ai noștri toți. Unde or fi ei? Dumnezeu știe. Noi ne rugăm și nu oprim dragostea pentru ei. Indiferent de tot. Știe Dumnezeu toate. Dar noi ce facem? Nu facem rețete de mântuire, urcare și coborâre în viața sau în rai. Nu aceasta facem. Și nu aceasta am dus sublimez în țara asta. Ce? Sublimez altceva. Că dragostea e mai tare decât moartea. Și mai tare decât păcatul. Și mai tare decât iadul. Iubirea, vă spun eu. O spune înțeleptul Solomon. Iubirea e mai tare decât iadul și decât moartea. Și numele ei le face pe toate acestea. Și pentru că Hristos, Dumnezeul nostru, nu și-a scutit dumnezeirea sa, dându-și-o toată pentru păcatul nostru. N-a socotit o știbire, n-a socotit a fi în tocmai cu noi, cu păcătoși. Nu s-a simțit că să se amestecă, să pătează, dacă s-a apropie. Nu! Pe toate le-a luat și pe toate le-a topit. Și el nu se oprește în această dragoste. Indiferent că vrem noi sau nu vrem noi să recunoaștem. Sfântul Isaac Siru spune așa, iertați-mă, teologii și preoți, toți care, indiferent cum sunteți voi, nu cumva de frică, dar spun să pleacă un suflet tare prea mare încredere în Dumnezeu, să nu vorbiți de iubirea nebunească a lui Dumnezeu. Cu orice preț, vorbiți cât de mult iubești. Ce schimbă în viață, fraților? Cine, pe cine a schimbat regula în viață? Pe cine a schimbat canonul în viață? Canonul acesta aici? Numai dragostea schimbă. Toți înainte de împărtășire, spune-mi un lucru de care a trebuit să nu uităm. Schimbatul meu cu dragostea ta, Hristoase. Numai dragostea schimbă, fraților. Nimic în lumea aceasta nu transformă total decât dragostea. Da, nu spunem așa? Focul iadului este focul dragostea. Așa este. Așa este. De ce am spus că stau în mijlocul? Pe ce foc e ăsta? Când tot se bucură lângă tine și tu, n-ai cu ce să te bucuri. Ești un avorton, dacă vreți, în ghilimele. Ce foc e mai mare, Sfântul Maxim al Duhistorul? Suntem păcătoși în ea, sunt biciuiți de cine? De flăcările igrii lui Dumnezeu. Ce e aia flacără? Păi vă dați seama că mai tare, ca dragostea nu arde nimic, ca dragostea dăruitoare total, că mi-ai întors spate. Nimic nu arde. De aceea spunem că avem și avem această nădejde a coborului lui Hristos către toți. Oriunde s-ar afla ei. De ce? Și acum depinde și de noi de responsabilitatea Dumnezeului cum am fost creat. Suntem Dumnezei creați. Avem o libertate pe care Dumnezeu ne-a oferit un dar minunat. Alege omule tu. Unde vrei? Vrei să fii nesfârșit scăldat în iubirea lui Dumnezeu? Sau nesfârșit biciuit de iubirea lui Dumnezeu? Tu alegi. Dar tot Dumnezeu rămâne iubitor. Dumnezeu nu-și schimbă atenția și dorirea și dorul și nebunia de a iubi pe om în veci. Și aceasta nu e de la noi, așa să vă spun. Și în numele acestei iubiri ridicăm mâna în închinare pentru cine? Pentru aproapele nostru, pentru... și am folosit numai exemple cu fiii și cu mamele. Cu mine în buzunare, și pe cel care a murit acum în avionul care îl dă, când stau coborând, nu ne interesează. Trăim foarte fragmentat omenirea. M-ați înțeles? Și am ajuns atât de insensibil încât doar dacă e vorba de fiul meu, atunci să te văd suflete, ce regulă mai pui? Atunci să te văd când s-a murit fiul. Ce oprești tu din asta? Cum nu vei deveni tu disperat către Dumnezeu să faci orice numai să nu-ți piardă sufletul care ți s-a luat, copilul care ți s-a luat. Folosesc această dragoste pentru că încă mai există aceasta. Încă mai sunt familie. Și încă mai există dragoste de mamă către fiu, de tată către fiu, de fiu către mamă. Și aici se verifică, dacă vreți, mai aproape, dar nu total, iubirea lui Dumnezeu pentru noi. În această topire a noastră. După. Și atunci nu mă oprește nimic. Nimic nu mă poate opri, indiferent ce este. Să mă rog pentru el. Să-l doresc în brațele lui. De ce? Eu știu. De ce și-l dorește? N-am auzit niciodată.
Câte mame sunt în biserică? Pentru că și-au pierdut fii, n-au păcat niciodată în biserică. Cine folosește pedagogia asta? E de la om pedagogia asta? E fixată de om pedagogia asta? Familii întregi, acum am mormântat pe cineva, tânăr de 27 de ani, cu două fetițe care l-a lăsat. Niciunul din familia lor nu s-a închinat. De ce picioarele lor de 40 de zile aleagă toți la biserică? De ce? Cine i-a învățat? Nu s-a dus preotul acum. Vezi că până-i cauză? Nu! N-a demonstrat nimic. A început să miște. S-au deblocat rețelele iubirii care erau blocate. S-au deblocat și nimeni nu mai oprește. De ce? Liturghia este spațiul iubirii totale. Și în liturghie, ei îl simt pe Dumnezeu, Părinte, parcă vorbim cu Fiul și întâlnim cu Fiul nostru. Și real ne întâlnim. De ce? Pentru că în venirea lui Hristos, fraților, este toată umanitatea acelor vii și acelor trecuți dincolo, prezentă în ipostasul lui Hristos. Hristos nu a asumat numai pe cine a vrut El. Hristos i-a asumat pe toți. Orice om născut în lumea aceasta e asumat de Dumnezeu. E prinsă în firea umană pe care l-a luat. Și Dumnezeu nu se joacă și nu alege la întâmplare după o preferință anume. Nu. Dumnezeu total iubește pe toți pe care i-a asumat. Și venirea lui Hristos în liturghie e venirea tuturor celor adormiți și a celor prezenți de la o margine la altura a Pământului, a Cerului, a Universului și a tot ce există. Toți sunt prezenți și asumați în Hristos. Până și îngerii sunt asumați în omenitatea lui Hristos și diavolii. Toți sunt asumați. Ce înseamnă asta? Că Dumnezeul nostru este iubire. Așa cum a definit Ioan. Cine vrea altfel de Dumnezeu, poate să-L încerce. Eu unul nu cunosc și nici Evanghelia și nici patristica decât un Dumnezeu care iubire este. Mulțumesc! Noapte bună!